Bună, dragile mele, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi am pentru voi un haul cu articole de la Sinsay. Dacă îmi urmăriți vlogurile săptămânale, care încep să fie din ce în ce mai dese în ultima perioadă, știți deja că am avut o colaborare cu cei de la Sinsay și m-a bucurat atât de mult acest lucru, încât nu vă pot descrie în cuvinte și vreau să încep acest haul prin a vă mulțumi vouă că sunteți alături de mine și mă ajutați prin simpla voastră prezență să îmi ating țelurile și visurile și visele în general. Vă mulțumesc, mă plec în fața voastră și stați pe aproape pentru că o să urmeze tot felul de concursuri faine, mai ales din august încolo, de când o să ne apucăm cu Back to School Giveaways, dar până atunci, haideți să vă arăt și aici pe YouTube ceea ce mi-am ales eu de voucherul meu de cumpărături din magazinul Sinsay. Vreau să vă zic că eu am colaborat cu ei pe partea de reduceri, dar mi-am ales articole și care sunt la reduceri și care nu sunt la reduceri, dar oricum toate au un preț foarte accesibil, am câteva, un lucru de fapt pentru casă, câteva lucruri și pentru prietenul meu, câteva articole de îmbrăcăminte pentru mine, accesorii și așa mai departe. Mi-am luat o grămadă, câte puțin din toate, dacă aș putea să zic așa, și vreau să începem, fără să ne mai lungim foarte mult cu partea introductivă, cu prima plăsuță. O să iau pur și simplu toate lucrurile aleator, așa cum sunt ele așezate în momentul de față în pungă, și o să începem cu un tricou. Primul lucru pe care îl văd aici este un tricou simplu. Să știți că cei de la Sinsay sunt campionii tricourilor din punctul meu de vedere, așa că mi-am luat și eu unul simplu, ce nu aveam în garderobă până în momentul de față, adică un tricou alb cu dungi negre sau negru cu dungi albe, cum vreți voi să îi spuneți. Eu îl am în mărimea L. Să știți că mărimea se potrivește foarte bine, este lejer, este așa de vară. A fost în jur de 20 de lei. V-am zis, un preț foarte bun, mânecuțele sunt în felul ăsta. Nu m-ar fi supărat să fie mânecuțele un picuț mai lungi, pentru că știți fixul meu cu brațele, cel puțin în perioada asta, dar arată bine și așa cum este. Mi se pare că se potrivește într-un look de vară perfect un tricou de genul, mai ales combinat așa cum îl vedeți aici în partea asta de try-on, pentru că da, clipul de astăzi este unul de try-on, o să încerc toate articolele pe care pot să le încerc pe mine. Vedeți că am combinat acest tricou cu o fustiță albă și cu accesorii din astea de iută, din paie. Mi se pare că se potrivește foarte bine, leagă totul foarte ok, dar așa un vibe foarte fain de vară, și la prețul pe care l-a avut tricoul ăsta, eu zic că se merită 100%. Să știți că ei au și tricouri mai colorate, au tricouri roz, verzi, portocalii, lila, mai multe nuanțe de roz, roșii, galbene, etc. Și vreau să vă zic că, din câte știu eu, tricourile lor sunt 100% bumbac. Da, 100% bumbac, știam eu, și merită, merită 100% să aruncați o privire la secțiunea lor de tricouri. Eu mi-am mai luat încă un tricou care este pe dos în momentul de față, că am făcut parte de try-on pe care o vedeți voi înainte de clipul ăsta pe care îl filmez acum, și mai sunt articole așa pe dos. Ăsta este următorul tricou pe care mi l-am luat, tot așa de vară. Este un tricou cropped, dar un tricou foarte decent care se potrivește și la muncă. Mi-a plăcut foarte mult faptul că are mânecuțele mai lungi și îmi acoperă mie brațele, pentru că na, e un lucru pe care vreau să îl acopăr, cel puțin momentan, lucrez să îl îmbunătățesc, dar momentan nu mă simt neapărat foarte confortabilă. Deci, un punct în plus pentru faptul că are mânecuțele un picuț mai lungi și încă un punct în plus pentru detaliul ăsta de la buzunar, care este un detaliu cu un albastru foarte frumos și niște floricele care contrastează perfect și mă duc cu gândul la vară 100%. Este un detaliu din tricot și este un buzunăraș complet funcțional în cazul în care vă doriți să îl folosiți în scopul ăsta. Eu mi l-am luat tot în mărimea L. Din experiența mea cu magazinul Sinsay, să știți că mărimile sunt un picuț mai mici decât în mod normal. Eu în mod normal port un M în partea de sus, dar tricourile la acest brand trebuie să le iau cu o mărime mai mare, pentru că sunt targetate vârste mai mici, adică sunt targetați și adolescenții, și cred că din cauza asta mărimile sunt un picuț mai mici decât în mod normal, așa că pentru a fi 100% safe, eu mereu merg cu o mărime mai mare decât în mod normal și articolele îmi vin perfect. Ăsta a fost la prețul de 40 de lei, nu este de fapt la reduceri, dar să știți că are un preț foarte bun și așa, 40 de lei mi se pare un preț foarte ok pentru un tricou, și cred că la cum îl simt eu la mână, și ăsta are un material foarte bun și probabil că este tot 100% bumbac. Da, 100% bumbac și în cazul acestuia. Foarte fain.
Următorul articol pe care mi l-am luat este o rochiță, o rochiță care din nou este pe dos. Este o rochiță într-o culoare absolut superbă de vară. Cred că puteți să observați deja culoarea, piersiciul ăsta absolut adorabil, care arată în felul următor. Să știți că este foarte mulată în partea asta, în partea brațelor și în partea bustului, dar lucrul ăsta nu mă deranjează din cauza faptului că îmi permite să nu port sutien. Arată foarte bine, am găsit-o doar în mărimea M și cred că acum puteți observa ce vă zic atunci când menționez faptul că eu la Sinsei sunt mărimea L, pentru că articolele sunt croite un picuț mai mici. Vedeți cum îmi vine și M-ul ăsta în partea de sus, în partea brațelor și în partea aici, în zona asta. Deci dacă ar fi fost în mărimea L în magazin ar fi fost și mai bine, dar din păcate nu am găsit-o în mărimea L pentru că era la reduceri. Am luat-o cu 50% reducere și este doar la prețul de 30 de lei și să știți că în magazin mai este și una pe bej sau pe site, puteți să mai găsiți și pe bej. Pe lângă acest piersiciu foarte drăguț, este o rochiță tip baby doll, perfectă, perfectă pentru vară, foarte ușor de purtat și foarte lejeră, dintr-un material foarte respirabil și ca și creponat. Mira vrea să intre în pungă, dar nu o să-i dăm voie de data asta. Da, ca și creponat, ziceam, și eu am luat-o într-o ținută, am gândit ținuta, cum am prezentat-o și vouă în cadrul anterior, cu acest bucket hat. De când l-am văzut, m-am îndrăgostit, pentru că v-am zis și în clipul pe care l-ați văzut, cel cu ASOS, cu comanda de pe ASOS, că m-am îndrăgostit de imprimeul ăsta cu carouri, Gingham, cum îi spune în engleză, și când am văzut acest bucket hat, am zis că trebuie să fie al meu, ceva de genul îmi vine, se potrivește mult mai bine, probabil, în altă combinație, nu cu rochița pe care o am acum pe mine, dar cred că puteți să vedeți și din clipurile anterioare sau cele pe care le vedeți în momentul de față pe ecran. Să știți că este un bucket head care protejează de soare. Este un bucket head foarte lejer, nu este foarte gros, este perfect pentru vară, de mers la plajă, de mers la plimbare, etc. Imprimeul ăsta și accesoriile într-un imprimeu mi se pare că scot foarte mult din anonimat, între ghilimele, rochițele simple și colorate. În felul ăsta cred că se potrivesc foarte bine și tot în cadrele anterioare ați văzut și o pereche de încălțăminte. Mi-am luat o pereche de șlapi de la Sinsei pentru că sunt foarte cool. Sunt un fel de replică pentru șlapii aceia faimoși, cred că sunt de la Easy, dar totuși, niște șlapi sunt niște șlapi și ăștia să știți că își fac foarte bine treaba, vin foarte bine pe picior, nu te deranjează, nu mă jenează în absolut nicio parte și plănuiesc să îi port nu în casă, ci plănuiesc să-i port pe stradă, exact în ținuta pe care v-am arătat-o eu în cadrele anterioare. Mărimea mea este 36-37 pentru ei și eu sunt un 36-36 și jumătate. Deci aveți grijă la mărimi în cazul lor, în cazul în care vreți să îi comandați online. Și să știți că vin pe mai multe culori, mai vin și pe mov. Eu cred că o să mi iau și pe cei pe mov, pentru că sunt super comozi și foarte lejeri, perfecți pentru vară. Mai vin pe mov, pe bej, pe roz, pe verde, cred, pe negru, oricum, o grămadă de nuanțe, dar mie mi-au atras atenția ăștia portocalii, care sunt absolut delicioși și se potrivesc foarte bine în combinația asta, părerea mea. Pe ei am dat 40 de lei, la fel, nu sunt la reduceri, dar au un preț foarte bun și bucket head-ul, că am uitat să vă menționez, ăsta a fost 20 de lei. Încă un top pe care l-am luat din magazinul Sinsei este acesta. Sunt înnebunită, pur și simplu, vara după broderia englezească, adică după materialul ăsta perforat, și când am văzut bluzica asta am zis că trebuie să fie a mea, pentru că sigur o să fac o treabă foarte bună împreună cu ea în diferite ținute. Mie îmi place să combin broderia asta englezească cu denim, să combin o bluzică din asta albă simplă cu o pălărie de paie, cu o curia din aceea de iută, cu niște spadrile și cu o pereche de blugi sau cu o fustă de blugi, mi se pare un deliciu și o ținută foarte ușor de făcut și care te scoate din încurcătură în cazul în care ai de mers undeva sau poate vrei să ieși undeva rapid și nu știi cu ce să te îmbraci. Ținuta asta se pune cap la cap foarte ușor, așa că atunci când am văzut bluzica asta am zis că trebuie să fie a mea. Mi-am găsit-o doar în mărimea XL, din păcate. Dar nu știu dacă neapărat din păcate, pentru că ea este făcută să fie cropped. După cum observați, este o bluzică super, super scurtă în felul ăsta și faptul că este într-o mărime mult mai mare decât port eu în mod normal, pentru că eu v-am zis sunt un ML, mă ajută faptul că ea este o mărime un picuț mai mare, pentru că în primul rând nu mi este atât de scurtă, scurtă încât să fie indecentă.
este o mărime absolut perfectă din punct de vedere al lungimii și la fel vine și aici în talie cu un elastic. Elastic care nu mai bine nu mă jenează dacă este într-o mărime mai mare, deci este un win-win. Bluzica asta a fost redusă de la 60 de lei la 40 de lei, adică o reducere de 33% conform etichetei. Foarte multe bluzițe din astea aveau la reducere și foarte multe rochițe aveau la reducere, așa că ați putea să aruncați o privire atât pe site, cât să mergeți și în magazin, în cazul în care aveți oportunitatea să mergeți într-un magazin fizic. Mi-am luat o rochiță, încă o rochiță, o rochiță care merge purtată din punctul meu de vedere, pentru cum mă simt eu confortabil, poate doar mergând la strand sau mergând undeva la mare, la plajă, pe faleză, la noi în țară, în altă țară, în vacanță, oricum, într-o vacanță undeva în zona apei, pentru că este destul de scurtă și este și parte peste parte. Am luat-o pentru că mi-a plăcut extrem de mult imprimeul. Este acest imprimeu floral colorat absolut delicios, cu mânecuțele astea la lea, absolut superbe. Este parte peste parte, așa cum am spus, acum o am desfăcută, dar mult mai bine o vedeți probată aici în stânga mea. Este superbă, a fost și ea la prețul de 30 de lei și mi-am luat-o în mărimea L. Ea a fost redusă 25% de la 40 de lei la 30 de lei, dar totuși o reducere în cele din urmă. Mi-aș fi dorit foarte mult să o găsesc într-o mărime mai mare, pentru că la fel, dacă aș fi găsit-o într-o mărime mai mare, nu mi-ar fi fost atât de scurtă și poate că aș fi reușit să o port și pe stradă sau poate să o port, nu știu, dar pe stradă mi-aș fi dorit eu să o port. Așa cum îmi este un picuț scurtă, nu aș risca și nici nu m-aș simți neapărat confortabil să o port pe stradă, dar în cazul în care am oportunitatea să merg într-o vacanță, cine știe, sigur, asta o să fie opțiunea mea numărul 1 pentru o ținută lejeră de mers la plajă sau de mers la o plimbare seara pe faleză, absolut delicioasă, materialul este foarte lejer, foarte flowy, îmi place maxim. Păcatul ei este că e un picuț cam scurtă. Și următoarea ținută pe care o am și ultimele articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare pe care am să vi le arăt sunt acestea două. Am în primul rând minunăția asta de pantalon. Este o pereche de pantaloni în acest imprimeu cu predominant... Este perechea asta de pantaloni predominant mov, dar care are prin el și roz și portocaliu, cu imprimeul ăsta floral și are aici un va-va-vum, cum îmi place mie să-i spun, pe ambele picioare. Este o despicătură pur și simplu de sus până jos și sunt foarte lejeri, foarte erisiți, lasă picioarele să respire. Sunt, cred că, perechea de pantaloni perfectă în cazul în care sunteți un picuț... complexate, cred că este cuvântul potrivit, de picioarele voastre, în cazul în care credeți că aveți un picuț de celulite sau nu vă simțiți confortabil cu arătatul picioarelor vara, dar totuși vreau să fiți lejere. Doamne, pantalonii ăștia sunt făcuți pentru voi și mie îmi plac foarte mult pentru că se mulează pe talie foarte bine, dar la fel, păcatul lor este că nu au un fermoar. Din cauza faptului că eu am o formă de pară, clepsidropară, ceva de genul, șoldurile mele sunt mult mai late, semnificativ mai late decât talia. Îmi sunt perfecți pe talie, dar de-abia îi trag pe șolduri, deci de-abia îi trag pe șolduri. Am reușit să încap în mărimea M de data aceasta și mi-am luat în mărimea M, să știți că au fost la prețul de 60 de lei, dar deja le-am tăiat eticheta, pentru că au despicătura asta pe picior și nu prea contează ce mărime ai la picior, contează mai mult ce mărime ai în talie, așa că am zis să merg cu o mărime potrivită în talie, să arate așa în talie, pentru că ei sunt oricum lărguți pe picior și am zis că trebuie să-mi accentueze talia dacă picioarele nu mi le accentuează, nu mi le scoate neapărat în evidență, nu este mulat, asta vreau să zic. Și mi-am luat mărimea M, dar după cum vă puteți da seama, îi trag foarte greu pe șolduri. Dar una peste alta, sunt o pereche de pantaloni absolut delicioși pentru vară. Am văzut că cei de la Sinsay au pe site o secțiune din asta de coming soon, adică cu articole care vor apărea în curând pe site. Și am văzut un top, dacă pot să-i zic așa, un din ăsta, exact cum am eu rochița asta acum pe mine, care se leagă aici în partea din față, care este în același imprimeu cu acești pantaloni și face așa un set absolut delicios și, Doamne, de-abia aștept topul ăla să-mi fac așa un set și să scot pantalonii ăștia la poze, că sunt absolut delicioși și în cazul în care vă interesează, să știți că vin și cu șnur în partea din față, dar sunt absolut superbisimi.
Și ultimul articol de îmbrăcăminte pe care îl am este articolul de îmbrăcăminte cu care o să combin pantalonii de mai devreme până una alta, cum ar spune românul. Încerc să leg aici topul ăsta ca să-l puteți vedea un pic mai bine, pentru că topul ăsta se închide cu fermoar. Este un top care vine cam așa și eu mi l-am luat în mărimea XL pentru că era singura mărime pe care am mai găsit-o în magazin. Asta și mărimea XXS, pentru că da, cei de la Sinsay au și mărimea XXS în magazin. Mai era XXS și XL, așa că evident că am mers pe XL și bine am făcut, pentru că și ăsta este croit foarte mic. Ia uitați-vă cât este de scurt, dacă probabil îl lua mărimea M sau mărimea L, îmi venea și mai scurt de atât. Și este genul de top care scoate decolteul în evidență și eu cum nu mă simt neapărat foarte confortabilă scoțându-mi decolteul în evidență și nici că aș avea neapărat ce să arăt, am zis că este un win-win și l-am luat așa. Să știți că l-am luat la prețul de 20 de lei și asta a fost redus cred că de la vreo 40-50 de lei la 20 de lei și m-am bucurat atât de mult când l-am găsit, pentru că am impresia că se potrivește foarte, foarte bine cu pantalonii pe care vi-am arătat mai devreme. Este un top versatil, se închide la spate cu fermoarul ăsta, e tare simpatic, culoarea asta de mov gumă de mestecat, mov roz, hubabuba, de fapt nu mov, este super drăguță pentru vară și merge purtată în foarte multe combinații, chiar și cu denim. Haideți să vă arăt îmbrăcămintea pentru bărbați și după aceea să trecem, o să trec foarte repede prin ceea ce și-a luat prietenul meu și asta pentru că are, cred că pe el, câteva articole de îmbrăcăminte din ce și-a luat. Nu mai știu exact ce și-a luat, pentru că l-am lăsat și pe el să-și aleagă niște chestii. El este cel care mă ajută cu toate materialele pe care le fac eu și am zis că merită să împart voucherul ăsta cu el și el și-a ales câteva tricouri, pentru că duce lipsă în perioada asta, mai ales că e vară, se transpiră foarte repede tricourile, așa că trebuie schimbate mai des și trebuie practic să ai mai multe. Primul este ăsta alb, cu imprimeul ăsta de Hollywood. Știu că și-am mai luat încă unul alb care scria ceva, pe care scria ceva negru. Să știți că au reduceri și la bărbați, nu doar la femei, și la fel tricourile sunt 100% bombac și foarte accesibile. Cred că ăsta a fost 20 de lei. Și-am mai luat unul așa tie-dye, care a fost 30 de lei. Ăsta e foarte fain, chiar m-am gândit să-i fur un picuț într-o zi. Și și-am mai luat unul tie-dye, care este așa cu albastru și mov, super simpatic și ăsta. Și și-am mai luat o pereche de bermude, o pereche de bermude în genul ăstora. Nu pe astea și le-a luat, și-a luat în genul ăstora, dar verde închis, numai că le are în momentul de față pe el și astea le-am găsit acum la el în dulap cât filmez eu. Să vă fac așa o idee, să știți că bermudele astea sunt super faine, am observat că el le poartă foarte des și îi plac foarte mult și are foarte multe culori și e super mulțumit, se păstrează bine și la spălat și sunt foarte lejere și pentru cineva care este un picuț mai activ, care nu are neapărat un dress code la muncă sau are uniformă, prietenul meu de exemplu este kinetoterapeut, se schimbă într-o uniformă din asta de asistent medical când ajunge la muncă și până acolo se poate îmbrăca cu ce vrea și mereu alege astfel de pantalonaj scurs și de la Sinsay. Îi plac foarte mult și a luat de data asta pe verde închis, dar v-am zis că are pe mult mai multe culori. Mai am accesorii și un lucru pentru casă, așa că o să trec prin lucru pentru casă și vreau să vă zic că am găsit perna asta la reduceri. Vai și cât îmi place, dacă aș fi găsit mai multe, sigur aș fi luat cel puțin încă una, să am două. E absolut superbă, e genul de pernă foarte umflățică și foarte calitativă. Să știți că pare că este mult mai scumpă decât a fost de fapt. Am luat-o la prețul de 20 de lei, 19,99. Păcat că n-am găsit mai multe, dar să știți că aveau mai multe pe roz în magazinul de la Bega Circumvalațiunii, dacă sunteți din Timișoara, acolo aveau mai multe pe roz și articole pentru casă la reducere aveau o grămadă, dar eu am zis să mă axez un picuț pe articole de îmbrăcăminte și accesorii, dar în cazul în care vreți să dați o fugă să vedeți și articolele de casă de la Sinsay, să știți că nu o să regretați, pentru că au foarte, foarte multe chestii faine și pentru casă. Cel puțin mami e extaziată de fiecare dată când mergem în Sinsay și se uită foarte mult la articolele pentru casă și la căni și la ustensile de gătit și tot felul de decorațiuni, deci da. Mai am acum accesoriile și toate, adică cred că majoritatea accesoriilor pe care mi le-am luat sunt de la reduceri. O să apropiu puțin cadrul să mă vedeți un picuț mai bine și să vedeți accesoriile un picuț mai bine. Mi-am luat multe brățări.
și de-abia am așteptat să filmez, partea asta de vorbit, de stat jos, de prezentat articolele, ca să pot să le dau jos de pe cartonașele astea și să încep să le port. Sunt niște brățări din astea de... Vă arăt cercei. Sunt niște brățări din astea de vară și o să încep să vi le prezint. Asta a fost... De fapt, setul ăsta de brățări a fost la prețul de 3 lei de la 5 lei și sunt două brățărele în felul ăsta cu mărgeluțele astea. Sunt foarte faine pentru vară, mie îmi plac la nebunie astea. Setul ăsta a fost 5 lei de la 10 lei, iar cu două brățărele din astea cu mărgeluțe și eu plănuiesc să le port pe toate sau pe majoritatea pe o mână, așa, ca un fel de layering. Avem și brățărica asta la prețul de 3 lei, care are mărgeluțele astea ca de perlă și floricele. Ce mai avem la capitolul brățări? Mai am o brățare care nu era la reducere, dar mi-a plăcut foarte mult. Este la prețul de 5 lei și are... floricelele astea colorate. Mai am o brățărică exact așa care v-am arătat-o penultima dată, așa, tot la prețul de 3 lei la reducere. Oare mai am ceva brățărele? Nu mai am brățărele, astea au fost toate brățărelele. Am o pereche de... o pereche, un set întreg de cercei la 10 lei în felul ăsta. Mi-au plăcut enorm de mult când i-am văzut. Am zis că pe toți o să-i port, chiar dacă eu port mai mult cercei din ăștia mari. Când i-am văzut pe ăștia atât de micuți și de colorați și de simpatici și cu mărgeluțele astea pe aici, am zis că trebuie să fie mie pentru că erau prea frumoși să fie adevărați. Așa că i-am luat și pe ei. Și tot la capitolul accesorii, gablonțuri și așa mai departe, am găsit și un lănțișor extrem de frumos, la fel nu este la reduceri, dar a fost la un preț foarte bun, 10 lei și are inimioarele astea colorate în toate felurile și mărgeluțe, nu mărgeluțe, margarete. N-are nicio mărgeluță, margarete. Și mai am două accesorii pentru păr și am terminat. Mi-am luat un puf din ăsta de păr satinat. Foarte fain, de-abia aștept să-l port. Să știți că satinul face foarte bine părului și... nu neapărat satinul 100%, cât materialele astea silky, așa, materialele astea mătăsoase, fac foarte bine părului. Puful ăsta de păr a fost redus de la 10 lei la 6 lei și vine în nuanța asta de roz nebunatic, care mie îmi place de nu mai pot. Și ultimul accesoriu pe care am să vi-l prezint și ultimul articol pe care am să vi-l prezint în clipul de astăzi este această bentiță pentru zilele în care mi este uns părul și nu pot să îl țin așa și vreau pur și simplu să-l ridic de pe față și să nu mai am treabă cu el toată ziua. Mi-am luat bentița asta roz pentru că nuanța asta de roz cred că o să se potrivească cu foarte multe articole din garderoba mea și cu foarte multe ținute. A fost redusă de la 13 lei la 8 lei și e super simpatică. V-am zis, am luat-o cu scopuri practice mai mult decât cu scopuri estetice, dar sunt sigură că o să se potrivească foarte bine. La capitolul cordeluțe și pufuri de păr erau cel puțin 2 sau 3 standere întregi cu opțiuni pentru voi și toate de la reduceri. Deci, da, bega circumvalațiunii, acolo am fost eu pentru articole. Și, dragilor, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Asta a fost tot ceea ce mi-am luat eu de la Sinsay. De data aceasta, de la reduceri, pentru că sunt sigură că nu sunt ultimele cumpărături pe care le fac eu de la promoțiile lor, pentru că de fiecare dată când au cei de la Sinsay promoții, vorbim de prețuri începând de la 5 lei pentru articole de îmbrăcăminte, deci o să fiu cu ochii pe site ca un vultur, ca un șoim și o să ochiesc așa tot ce mi se pare că arată bine și este la un preț bun. O să ochiesc și topul care face parte din setul cu pantalonii ăștia și o să mi-l iau. Deci probabil că o să mai revenim cu un astfel de clip sau poate o să includ cumpărături de la Sinsay în vlogurile zilnice, în cazul în care nu o să fie foarte multe de acoperit într-un clip din ăsta de sine stătător. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că mă ajutați așa pas cu pas să ajung să îmi îndeplinesc țelurile. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă urez o zi absolut minunată, exact așa ca voi și ne revedem data viitoare. Pupici!